Liceul Vechi este un centru care a găzduit și continuă încă să ascundă în substraturile sale o mulțime de culturi istorice din diferite perioade, de la Paleolitic până în perioada modernă. Cu siguranță că perioada cea mai înfloritoare pentru Orheiul Vechi a fost perioada lui Ștefan cel Mare, atunci când această cetate a făcut parte din sistemul defensiv al lui Ștefan cel Mare, și anume el apăra partea estică a hotarului țării Moldovei. Cetatea Orheiul Vechi este unică într-un fel sau altul, pentru că spre deosebire de alte cetăți, de exemplu cea de la Roman sau de la Cetatea Albă sau Suceava, cetatea Orheiul Vechi a avut un rol dublu, de fapt triplu. Pe lângă faptul că era cetate, adică un centru de apărare, era și oraș, urbe, și târg sau centru de comerț. Pentru că aici există un atu, să spunem așa, da? Orheiul Vechi este înconjurat de defileu, de răut. Partea de la nord, est și sud este practic un sistem de apărare natural. Unica intrare în cetate era în partea vestică, deci trebuia întărită doar partea vestică, fapt care este ulterior confirmat de apariția a două valuri de apărare. Valurile erau la o distanță de 250 de metri unul față de celălalt. Primul val avea o lungime de circa 420 de metri, cu înălțime de la 2 până la 4 metri. Al doilea val avea o lungime de 500 și ceva de metri, cu înălțime până la 4-6 metri. Ambele valuri, în perioada lui Ștefan cel Mare, au suferit întăriri și au fost ambele folosite. De aceea și ulterior arheologii au confundat că ambele au fost construite în perioada lui Ștefan cel Mare. Tot în aceeași perioadă, pentru a întări acest oraș, cetate, a fost creat o instituție a pârcălabilor, iar locul unde noi ne aflăm este Palatul Pârcălabilor. Aici erau numiți pârcălabi de la 2 până la 3-4 ani. Pârcălabii de Orhei făceau parte din sfatul domnesc, ceea ce denotă că ei participau la luarea deciziilor în cadrul politicii interne și externe a statului moldav. Acest palat al pârcălabilor, de fapt, era palatul hanului tătaro-mongolilor, care aici au găzduit timp de vreo 50 de ani, au construit aici un orășel. O altă atracție turistică este și izvorul medieval. Legenda spune că el este de fapt încă din perioada lui Ștefan cel Mare. I-a salvat într-un fel oastea după o luptă grea, rămași fără provizii, fără apă, fără absolut nicio sursă de existență. Soldații sleiți de putere s-au retras într-un unghi al cetății și acolo au găsit de fapt acest izvor, care după ce au băut apă s-au întremat și au început din nou să lupte împotriva dușmanilor și au reușit. De fapt, Orheiul Vechi se remarcă, toți îl cunosc, prin schiturile rupestre pe care le are. Se zice că sunt vreo 300 de chilii pe aici și chiar sunt și labirinturi. Thank you.
ne aflăm la balconul schitului Peștera, sau mai numim noi Mănăstire Rupestră Peștera. Este construită după datele care sunt cunoscute la moment în secolul 15, de către câțiva călugări. Unele documente arată că cel mai probabil ar fi ajutați, poate financiar, poate și cu alt fel, de către poate administrația din zonă, Părcălabii, de exemplu, și a funcționat până în secolul 19. Este format din biserică, cu naos, prunaos, chiliile, care sunt posibil de vizitat și în prezent, balconul, mănăstirea. De acum a avut două intrări inițiale, una aici, se pot vedea scările, au fost afectate de cutremurul din 77, și a doua intrare care duce în schituri, care este acoperită la moment. Intrarea care în prezent este folosită a fost construită la începutul secolului 19. Până a fi construită, prin anul 1815 a avut loc un conflict între comunitatea monahală de aici, cu Bănulescu Bodoni, care era metropolit la acel moment, și el a decis, a dat un ordin să închidă mănăstirea. Ea a fost închisă, dar din cauza că comunitatea locală, satul, nu avea biserică, au transformat mănăstirea în biserica comunității și au construit această intrare care toată lumea o folosește în prezent. În aceeași perioadă a fost construită și clopotnița de deasupra. Astfel, biserica a funcționat până în anii chiar 40-45, până a fost închisă de către sovietici, datorită politicii de atunci, și a fost redeschisă în anii 90 și este administrată cumva de către mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, care este construită în 1917. De câteva ori pe an se mai oficializează slujbe în această mănăstire. Complexul Peștera cuprinde sub 100 de chilii. Evident, nu toate sunt incluse anume în mănăstirii și chiliile pe care le putem vizita foarte ușor. Foarte multe sunt amplasate în stâncă. Multe din ele nu au acces, dar în schimb putem vedea uneori anumite ținte care ajutau cumva călugării care locuiau în chilii și urcau până sus. Nu departe de aici este schitul lui Bosie. Acolo inclusiv s-au păstrat la intrare o inscripție veche în slavă chirilică. A fost tradusă inclusiv de către cercetători. Este o inscripție din Biblie. Biserica care s-a păstrat pe vârful dealului este construită în secolul 15, după toate datele noastre. După unele informații, prima biserică ar fi fost din lemn și mai apoi a fost construită din piatră. Se consideră a fi una dintre cele mai vechi biserici din Moldova, cea mai veche la moment fiind Căpriana. Zonă putem observa foarte bine și schitul lui Albu pe partea cealaltă de deal. La fel a păstrat o inscripție în slavă chirilică, la fel o inscripție religioasă. Din cauza cutremurului și accesul a fost îngreunat până acolo, foarte puțin reușesc să ajungă și mai puțin să pornesc chiar să ajung acolo. Rezervația Orhiei Vechi, mai ales zona aceasta în care ne aflăm noi, reprezintă o zonă în care s-a îmbinat aspectul natural, cultural și antropic, armonios. Respectiv, în prezent, datorită aspectului, este un loc foarte turistic și foarte frumos, dar de-a lungul timpului, datorită acestor canioane, care reprezentau un fel de apărare pentru zonă,
a fost populată de către diferite civilizații și comunități de-a lungul istoriei. Avem date arheologice care spun din perioada Neoliticului, cel puțin, chiar și Paleolitic mai vechi, până în zilele noastre. Datorită acestor urme, ale acestor civilizații și importanței pe care i-au dat-o aceste comunități, împreună cu factorul natural și cum a construit natura acest loc și cum folosește acum comunitatea din prezent să aducă un plus valoare pentru această zonă, este un motiv pentru care trebuie să vizităm zona, să o cunoaștem și inclusiv să o păstrăm, să o lăsăm generațiilor viitoare. Citadela din piatră. A fost folosită cât de în perioada tataro-mongolă, dar și adică în perioada domniei lui Ștefan cel Mare. Prima atestare a cetății de la Urhei Vechi în perioada domniei lui Ștefan cel Mare apare după bătălia de la Lipnic. Astfel, aici se instaurează Institutul Pârcălăbiei. În această perioadă au fost numiți aici aproximativ în jur de 8 pârcălabi care au domnit de la 1 până la 5 sau chiar 8 ani cineva. Inclusiv importanța cetății este atestată prin faptul că pârcălabul de Urhei a fost parte din divanul domnesc, care erau și un fel de sfătuitor personal al lui Ștefan cel Mare. Mai important, sfetnic fiind Pan Vlaicu, care a fost aici pârcălab împreună cu fiul său Tuma, Pan Vlaicu fiind și unchiul lui Ștefan cel Mare, ceea ce demonstrează încă o dată cât de importantă era cetatea în zona dată. Cumva cetatea este inclusă în sistemul defensiv pe Nistru, împreună cu cetățile Hutin, Soroca, Tighina și Cetatea Albă. Pentru importanța acestei cetăți a fost descoperirea a două tunuri, care au fost cumva atribuite, adică cel puțin un tun a fost atribuit polonezilor și al doilea, spre spune a fi o copie a primului care a fost găsit. Cel mai probabil a fost capturat în 497 în bătălia din Codrii Cosminului. Totuși cetatea așa păstrat din importanța defensivă chiar și după aceea, dat fiind faptul prezența acestor tunuri. Ele au fost descoperite în cumva cenușa unui locuințe care a fost acolo, dar faptul că nimeni nu s-a întors după ele este o dovadă că probabil cei care știau comunitatea au avut cumva un sfârșit tragic și cel mai probabil s-a atribuit cumva ca cetatea a fost ruinată în anul 1510, deja după perioada de domnia lui Ștefan cel Mare. Este și frumos și un loc în care putem studia istoria din cele mai vechi timpuri până în prezent, să vedem cum a evoluat comunitatea și cum vechile comunități ne-au lăsat amprente nu doar din punct de vedere a peisajului și a istoriei, dar și în modul cum trăiesc oamenii și în modul cum își construiesc casele sau cum și le decorează. Rezervația Urhei Vechi este o oază de monumente arheologice. Aici sunt și schiturile monastice care nu putem să le excludem. Ele au un început mult mai înainte, dar au găsit înflorire tot în perioada lui Ștefan cel Mare.